Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Mergem mai departe pe calea prologilor. Aceste texte frumoase puse la îndemâna călugărilor din mănăstire, fără îndoială, dar care, iată, prin posibilitatea pe care ne oferă televiziunea română prin această cronică de zi de zi, poate ajunge până în inima dumneavoastră acasă, pentru pacea de sus și mântuirea sufletelor noastre. Cuvântul de astăzi este despre pomenirea sfinților martiri, mucenici Ermil și Stratonic, morți la 314. Au trăit pe vremea lui Licinius, împăratul, între 308-321 a domnit acesta, care a poruncit ca oricine va afla un creștin și îl va pârâ, să spunem pur și simplu, va fi răsplătit. Și iată, un ostaș a spus dregătului că Ermil este creștin și, prins fiind și întrebat dacă este creștin, el a răspuns: mărturisesc cu slobod glas că nu numai că sunt creștin, dar înaintea lui Dumnezeu sunt și sfințit în rânduiala de diacon al Bisericii lui Hristos. Și batjocorind pe zeii păgâni că sunt lemne și pietre surde și mute, a fost bătut și aruncat în temniță. Atunci era străjer la temniță Stratonic, care era în taină și el creștin și prieten cu Ermil, și se rânea la inimă văzându-l pe acesta la chinuri, dar el singur nu îndrăznea să se dea pe sine la niște patini ca acestea. L-au scos iarăși la întrebare pe Ermil și, nevoind să se lepede de Hristos, a fost bătut, cumplit cu toiege până i-au spart pântecele. Întorcându-se în temniță, văzându-l, Stratonic a plâns pentru dânsii și slujitorii au perceput că și Stratonic este om al lui Hristos. Este și el chemat, este chemat să jertfească, refuză și, până la urmă, înveliți în mrej, sunt aruncați într-un râu din apropiere unde și-au luat sfârșitul, mărturisindu-l pe Hristos. Pe teritoriul patriei noastre se petrece lucrul acesta. Suntem mărturisitori cu ochii că moaștele lor încă locuiesc în mijlocul nostru și ne dăruiesc suficient de multă putere, că viețile lor ne dăruiesc într-un fel sau altul esență de creștinism pentru clipa de acum. Oameni cu totul dedicați lui Dumnezeu, care nu se sileau să spună că sunt creștini, tocmai nouă, celor care ne jenăm să ne facem și cruce când trecem câteodată prin fața bisericii. Mâine este o nouă zi.